Salutare! Numele meu este Andrei Bondar. Bine ați venit pe canalul Columbovet. Astăzi vreau să vorbim un pic despre împerecherea porumbeilor. Ce facem? Ce putem face ca să avem o împerechere reușită? Și în primul rând, trebuie să creștem lumina la porumbei minim 14 ore pe zi. Asta înseamnă că de când începe să se însereze, pornim lumina și o ținem până seara la 9-10 seara. Un alt lucru pe care facem și pe care eu îl fac, folosesc produsul ăsta de la Romfrit, Tabenfit E50, vitamina E și selenium. Asta o primesc cu cel puțin 10-14 zile înainte de a-i pune în pereche și continui până când depun ouăle. În momentul în care au depus ouăle, mă opresc, nu mai dau vitamina E. Și în perioada asta am observat, cel puțin anul ăsta e un pic mai ciudat, e multă umiditate în aer și am intervenit de câteva zile cu healthy oil și cu biotics. Asta mă ajută să obțin porumbei arată bine, primesc probiotice în partea intestinală, healthy oil, o combinație de 9 uleiuri esențiale, special lucrează mult și pe partea de ficat. Ce am observat e că obțin niște îngăinați mai tare, sub formă de boabe, biluțe și asta îmi spune că porumbei o duc bine, sunt într-o o stare de sănătate bună. Și ca să pun așa, ca să fie totul complet, grit proaspăt în fiecare zi, vitamineralul nu lipsește zilnic și tovo.